Un bărbat de 36 de ani din Motru a fost reținut pentru 24 de ore pentru violarea sediului profesional al unei firme și distrugere. Aseară, acesta ar fi intrat prin efracție în sediul unei societăți din Cătunele și ar fi spart o fereastră, după care, în momentul în care au ajuns polițiștii, a eliberat doi câini periculoși pentru a scăpa de oamenii legii. Ce-ați făcut? De ce ați pus câinii pe polițiști? Nu am pus niciun câine, niciun polițiști. Dar ce căutați în firmă? Vă pare rău? Îmi pare rău, normal. Ați pus să furați? Ce naiba să fur? Dar ce căutați acolo? De ce ați mers acolo, domne? Deschideți ușa acolo. N-aveți nimic de spus? Păi ce să spun? Îmi pare rău ce s-a întâmplat. De ce ați intrat acolo? Sus. Ați vrut să vă răzbunați? Nu, asta nu a fost de răzbunare, dar se vede clar. După ce au reușit să scape de cei doi câini periculoși, polițiștii au reușit să-l prindă pe suspect. La data de 15 octombrie anul curent, polițiști din cadrul secției 3 Poliție Rurală Motru au fost sesizați de o femeie din municipiul Motru cu privire la faptul că un bărbat de 36 de ani din aceeași localitate a pătruns fără drept în incinta unei societăți comerciale cu punct de lucru în comuna Cătunele și a distrus un geam de la ușa de acces a unui birou. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă care l-a identificat pe bărbat în curtea societății, acesta eliberând în mod voluntar doi câini periculoși pentru a nu putea fi prins de polițiști. Ulterior, acesta a fost imobilizat și condus la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor. Astăzi, bărbatul va fi prezentat instanței cu propuneri legale.